Stop. That's all. Thank you. Thank you. The next. It's last. Okay. Let's go. Just a moment. Who is this? I don't know. He's come here every week and laughed like a stupid. Hey, you. Hey, you. Yes, yes, you. Come here. Come here. Yes, Domnule yes. Băprinzareț. Auzi, știi de ce viu acelea la matale? Că luai seama artiști ăștia mai mult, nu mănâncă sandwich-ele ăștia, domnule, de jumătate. Mai mult le strică, auzi. Eu cu ce strânsai acelea într-o săptămână mi-ajunge 6 luni de zile. Mulțumesc, frumos. Smile! Smile, smile. Ha-ha, smile. Ha-ha. Yes, 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 yes. That's him. We shot. Yes. Yes. Okay. Get in. Get in. Get in. Alo, Costele. Ce faci, bă? Bă, casa asta să mă ținea într-un cui. Uite, mai bat unul să mă țină 20 de ani. Bă, de unde ai banii ăia? Stai, bă, că mă încurc așa. Uite-mi vând 2 o mână. Bă, nerodule! Bă, nerodule! Bă, bine, bă! Ete americani ăștia, bă, de face filme pe acelea. Așa. Mă pun sare să zâmbesc acolo 5 minute și îmi dă-te răbani ăștia, bă, uite-te ăștia. Uite-te. Și îți dui 5 minute dacă, pe ochii mei, dacă te-ai, așa. Bă, știi ce cred eu? Tu chiar îți vânduși o mână. Lasă-mă în pace. Bă, mie îmi spui unde să o duc după aia. Bă, Costele, ce dracu te... Auzi, bă, știi ce, dacă nu mă crezi? Stai, bă, dă-o jos. Succes! Și numai așa că zâmbiți 5 minute, îți dă-te atâția bani. Bă, cum, bă, că și Leana a fost pe acolo și Cico pusără să facă alte elea și îi refuză. Bine, bă, și tu o crezuși, ai? Păi ce? Adică să o pună pe Leana să facă alte elea și să refuze, a? Da, și-a spus. Ce alte ele au pusără pe ea de refuză? Păi ce, că să care lemne, să spele recuzita? A, aia da. Aici cred. Auzi, bă, Costele, eu mă duc. Să știi că e treabă rentabilă, mă, cu americanii ăștia. Dar eu pus să-i prost astăzi. Mâine mă duc și mă fac supărat, așa, știi? Și le spun, domnule, dacă vreți ca să vă zâmbesc o țără, îmi dați dublu, mă înțelege? Când, băi? Dar nu mă duc să... Ia, ce fac, bă? Zâmbesc pe gratis, bă, prost. Mișcă-te! Costele! Nebunești, ce-ai? Ia zâmbește, fă! Eu să zâmbesc? Păi ce motive am să zâmbesc, Costele? Sunt femeie de 40 de ani, fără facultate, fără experiență, fără nicio reușită în viață, măritată cu un bețâf și mama unui handicapat care îți joacă pitulușul și se ascunde, știi unde s-a ascuns? În WC-ul la Romică, a? Ce căutași, mă, în WC-ul la Romică? Dar tu ce căutași, mă, în WC-ul la Romică? Ce-ar putea să caute o doamnă respectabilă ca mine în WC-ul la Romică? Zi! Nu mai ocoli răspunsul cum făceai de obicei. Zi, ce căutam eu în WC-ul la Romică, zi! Păi nu știu, fă... Păi nu știi, nu știi. Păi dacă tu, care te dai sofocle în satul ăsta și nu știi, cum să știu, o femeie fără experiență, fără facultate, fără părinți, fără nimic? Stai, Leano, stai, că nu uite, nu vrusei să te supăr, dar știi ce se întâmplă? Veni în rodul ăsta de mitică și cică fula americană acolo la filmări, zâmbi 5 minute și lua o cârcă de bani. Uite, așa avea un tank de bani. Și acum spui? Tu te pune mâna, dărâmă casa? Să apă șanțul să ne facem vină, că la cum zâmbesc eu, ia uite. Ne umplem de bani, hai! Mă tătică, mă poșă, mă dușă, mă spăl, mă! Ei, nu vorbi spre mine, nu puteai să ți-ai gura închis acolo în WC-ul. Păi n-aveam cum, mă, că din când în când trebuia să strig. Nu sunt aici, nu sunt aici. Ce faci, mă? Nu-ți pus seara mama să o dărâm? Tu ce faci?
Las că și de tine mi-a zis să te arunc la gunoi când a născut și n-am ascultat. Bă, tătică, stai să ți spun. Dacă proștul ăla de neamitică făcu o grămadă de bani cu americanii, tu care ești mai deștept, păi îți dai seama? Știi când de deșoi de... Ia să te mai duci tu prin WC-uri, mă, că făcând să mai umple capul cu câte ceva. Asta e o idee bună, mânca la artaz... Bună de te, dracu, și spală. V-am zis să nu mai stați, gata, nu mai avem nevoie de vampiri. Hai, acasă. Auzi? Dar pe Mitică de aceea l-a pus să zâmbească, a? Dânsul are dinții a doi originale, numai bun pentru secvența aia de groază. Dacă vrei să știi, eu sunt creatoarea dinților lui Mitică, dragă. Pentru că eu i-am pus chietre în fasole. Da? Așa că ti rog să-mi dai mie jumătate din bani, că sunt manageriță. Auzi, domnul, dacă iau eu o piatră și îmi sparg gura și îmi rămân doar doi dinți așa, crezi că va... Eu pot să-mi contorsionez... Eu pot să-mi contorsionez mâinile, că așa cerșesc eu prin gară. Dacă doriți cranii, oase, lopata am, materiala am, mai vechi, mai proaspeți pe alese. Ai dumneata cranii? Originale, nu din plastic. Originale. Am și unul de plastic al lui Ciorbea, dar mai trebuie să aștepți. Aș avea nevoie de vreo 10 cranii. Se poate până mâine? Până mâine? Acum ți le scot. Îți dau $10 pe bucată. E, câte? $10 pe bucată? Auzi, părinte, vezi că cum intri în cimitir, al treilea plaț pe dreapta e îngropată muma. Facem jumătate. Dar de ce, mă, tafă? De ce? Așa are capul făcut zob de Costel Cuparu. Părinte, cum intri în cimitir al cincelea plaț pe stânga, e tata. Craniu sănătos, nici nu zici că e mort. Atunci știți cum faceți? Cum facem? Eu vă dau autorizația de deshumare, voi le scoateți și împărțim banii. Tot frumoasă ai rămas. Mi-a dus aia aminte. De ce m-ai bătut fântra a treia când m-ai prins că fumam, a? De ce? Tâmpit-o. Doamne, trăi s-o vă și pe astea. Te speli pe cap, fă. Ce-ai, Costele, nebuniști? Cum să mă spăl cu apă rece să răcesc? E mama, Costele? N-o mai recunoști? Chiar face să mănați. Și la ce mi-o adusă și în casă? Iar vrei să-mi facă viața iad? E să-ți facă viața iad. Nu adusă-i pe toată, adusă-i numai capul, atâta. Îl vând la american, $5 bucat. A trebuit să moară mătă ca să aducă și ea un ban în casă. Mă prinsă-i. Ce? Știu ce vrusăși tu să faci. Întâi vrusăși să vinzi capul tău și nu-ți detrăi niciun ban pe el. Și atunci apelași la mătă, a? Nu, Costele. O să joace în film. O să fie actriță. Nu ești mândru, dragă, că ești ginerele unei actrițe moarte? Da. Și soțul unei bețive vii. Ce să facă fă americanii cu... Opa! Ia stai așa. Americanii ăștia. Da. Tu te gândești la ceva ce mă gândesc eu? Ei habar n-au de jocurile noastre populare, de mâncarea noastră tradițională de aici, din Oltenia. Și ce ai vrea? Să învăț călușul să le gătesc armale sau ce? Te prinsăși. Păi cum să mă prind, Costele? Că eu nici nu știu călușul decât așa o țără. La tata, Nu făi, sarmale. Ce sarmale? Faci o masă aici acasă cu tradiționale, cu sarmale, cu de toate, îi chem pe american să mănânce, să îmbolnăvesc toți și ne aleg pe noi în film. Și de unde găsesc eu substanțe de alea să le pun în mâncare să îmbolnăvească? Zi tu? Nu, fă, tu gătești normal, că sigur să îmbolnăvesc toți. Păi stai așa și atunci de unde știi că o să ne aleagă taman pe noi? Aici intervine geniul meu.
chem tot satul la masă, așa? Să îmbolnăvesc toți și noi doi ne prefacem că mâncăm, știi? Ei să îmbolnăvesc și... Păi stai așa, adică cum, să gătesc eu pentru tot satul? N-ai vrea tu să-i vezi pe toți ăștia din sat cum să tăvălesc din metru în metru cu mâinile la burtă? Cum își varsă și mațele afară? Cum le cresc bube pe tot corpul? Da, tu de unde știi că așa o să li se întâmple? Păi am mâncat și eu fă o dată din ce ai gătit tu. Bine, mă apuc și gătesc. Le fac 10 feluri de mâncare și 6 deserte. Dacă o scăpa vreun american, să nu spui tu mie Lucreția Borgia. Na. Costile, de ce te scobești între dinți? Sper că nu gusta și tu din mâncarea mea. Mă scobesc la ștop. Să nu dăm de bănuit, fă să credă că mâncai și eu. Dă-te, dracu, că te întrecuși pe tine. Făcuși mâncarea aia de-mi venea să sări pe ea. Noroc că știam că e gătită de tine. Pârtie, pârtie, pârtie! Frankfurte, să ții mâinile lateral, să nu scapi în gaură, bă! Păi, Costele, dar de ce să duc ăștia toți la noi în privată? Poale lor sunt pline, fă! Leana, ce pusă și mâncarea aia facă? Aoleu, ne luăm dracu pe toți! Ia uite-te tu pe la el! După ce că mâncași pe gratis, mai vrei să știi și ce mâncași? Păi, ce mâncați? S-a bolnăvit tot satul, iată, pe americani ai luat și-i dusă cu salvarea pe toți la București. Jucăm în film! Păi, dar ia stai așa. Și tu nu mâncași din mâncarea aia, nu te îmbolnăvești, nu-ți rău? Ți-rău, zic că ți-rău. Eu doar gusta e o țără așa, dar acum mi-e bine, mă simt altfel. Ia dacă... uite-te și tu, Costele, pentru ce găti eu cât pentru o nuntă mă costă. Uite-te că sunt nevoită să-l suport pe ăsta lângă mine, actor în film. Leana, stai așa, stai să ne înțelegem. Păi, de ce îți faci tu probleme, domnule? Că eu nu cer mult, bă. Acolo 2-3 milioane de dolari. Dar știi tu pe mine că sunt lacom la bani? Păi, am vorbit și cu De Niro. Cu De Niro? I-a spus... Mă, Robi, ia-mă tu grosul, mă! Ia tu grosul, frate, că ai familie, ai copii, eu n-am pe nimeni, bă! Doamne! Stai! Ce e asta, mă? Hai! Destinatar Costel Pârțac, Sadova City. Ia-te! Băi, cu partea aia-laltă, mă, nu cu numele meu. Vă anunțăm că mai avem doar o scenă până la finalizarea filmului și deoarece actorii noștri sunt indisponibili... Auzi, Costile, ce aia e indisponibil de la? Adică nu-s bun deloc. A, deci tu ești un fel de indisponibil de ăsta, nu? Da, știu. Vă rugăm să acceptați rolul de dublură pentru terminarea filmului. Yes! Păi și de mine nu zice nimic? Nu. A, ba da, iauzi. Mai avem nevoie de o actriță cheală și proastă pe care să o băteți dumneavoastră cât vreți pe viu în finalul filmului. Ia și... De ce, mămițuși, mă, că nu scrie așa? Aite, scrie, mai avem nevoie de 3 figuranți. Da. Ce sărutări de mâini doamnei Leana, semnat Steven Spielberg. Unde fu? De ce mi-s fă unde scrie sărutări de mâini doamnei Leana? Așa vrea Steven să scrie, dar i s-a terminat pasta. Iată, bă, și eu primi, bă, de la ei. Scrie colega că ne așteaptă mâine pe platou de filmare. Mâine eu mă duc acasă să mă hodinesc o țărică, ca să fiu fresh mâine și eu. Ce, mă? Încă... Am făcut eu husă la dinți ca să mi-i protejeze, că ăștia m-a făcut celebru, bă. Să știi că mă duc la o prelată mare de c***an, așa? Și ce să faci cu ea?
Să-ți fac husă la prostie, că aia te-a făcut celebră. Acțiune! Așadar, vreți să cumpărați acest castel? Izapt, domnule conte! Atunci poftiți, vă rog, la masă! Vă mulțumesc! Haideți, bă! Haideți la masă, bă! Pe ele! Pe ele! Pe ele! Stop! Ce-s cu ăștia? Cine-s ăștia trei? Bă, nu știu cum o fi la voi, dar la noi așa e. Când cumperi o casă, trebuie să o vadă și nevastă și copii, așa că căjunați, bă! Asta e realitatea, bă! Așa să faci un film real, să te învăț eu pe tine cum să faci un film real? Bine, bine, să rămână acolo, numai să nu deranjeze. Nu deranjeze. Acțiune! Și cam la ce sumă v-ați gândit, domnule conte? Păi... Să zic, dă și mie, te rog, mă, sarea aia, te rog! Lasă-mă, fac ca în replică! Ce face aia? Mănâncă recuzita? Doamne, doamne! Păi ce dracu ai adus-o aici, mă? Ca să o iei tu înapoi acasă, hă? Lină, bagă-n tine pe răspunderea mea. Bă, dacă te atingi de mâncarea lui soră mea, îți bag crăcanii aia pe gât, auzi? Putem să facem abstracție din imbecile aia trei? Da, că acum mi-au cadut strâns cu cei doi. Bine. Acțiune! Vai, dar ce nepoliticos sunt! Vă rog să serviți un merlot din producțiune proprie! Ah, ce roșu, sângeriu, rubiniu, sănătate! E sănătate! Stop! Ce face tâmpita asta? Auzi, tâmpită ești tu și familia ta, să-ți fie clar! Ce? N-am voie să beau din căpățâna lui Muma. E Muma, nu e Măta. Hai, noroc, păstere, să noroc, gata, noroc, ajunge. Nu mai facem niciun film. Auziți? Hai să-i lăsăm să vedem ce fac. Poate este o comedie. Bine. Filmează tu dacă vrei, dar să-mi aduci materialul luna viitoare. Acțiune! Așa, ia ziceți, mă, cum fu la filmare, e? Pe mare brânză fu la filmare. Să chinuiau americanii ăia de 3 luni să facă filmul și noi le-l făcurăm într-o oră. Și fusară mulțumiți? Mă, a fost mulțumiți, n-a fost mulțumiți, nu știu. O fi mulțumiți, ne dau bani, nu o fi mulțumiți, tot ne dau bani că-i fac de râsul Hollywoodului. Fă, eu cred că nu mai vedem niciun ban de la ăștia. Uite, stăm de o lună aceea în cârciumă și bem pe datorie, nu ne trimiseră niciun ban, nici măcar în jurături. Mă, Costili, și tu ai dreptate. Hai acasă, că măcar fă o experiență plăcută. Banii! E, pentru tine a fost o experiență neplăcută. Bă! I tell you, it's a bullshit. Lost time, lost money. So, let's see. Rugămintea mea ar fi ca în această noapte să dormiți la castel. Auzi? Dar sper că acelea n-o să ai punici ce țânțari să ne sugă sângele ăștia. Ce țânțari? Băi! Bă, nu a fost, mă, vorba că eu sunt singurul din filmul ăsta care suge sânge, bă. Păi ce, mă, vă bate joc de mine, bă, dar tu vreau de treabă, vă scuipesc pe toți acum. Dă-mi vină, bă, Mitică. Păi ce? Păi zici ce ai de zis acolo, vrei să nu ne luăm banii? Și potolește-te, bă. Vrei să transform un film de groază în film de karate? Stai, mă. Potolește-te. Ziceți acolo, replica cu mine. Camera vă așteaptă. Doamnă, permiteți-mi să mă retrag. Sânge! Niam, niam! Da, nu e sânge, pusă nărodul de ax, suntem niște boia iute de pe aceea. De ce mă schimbă? Costelea asta mă schimbă? Te vă urmă! Pe dacă mă iute! Bă, neroșule! Bă, tu scumpe nevastă, bă, bă! Doamă, ca să... Ne-ai zis de filmul tău acolo. Fii atent. Ia seama. Gata, pace!
pace! Pace? Așa scrie? Da. Gata, pace. Doamnă, vă rog să mă scuzați. Trăiesc într-un stres extraordinar. De când mi-a murit fosta soție. De când v-am văzut, m-ați siderat cu prezența dumneavoastră absolut extraordinară. Motiv pentru care vă declar din tot sufletul meu că sunteți... Tu beuși ceva? Zi drept! Nu fă așa, e textul, gălata dreacu, nu vezi că scrie acolo? Uite, sau nu știi de ce te-i. Așa, taci. Așa, v-ar deranja dacă v-aș mușca de gât? Ei, hai, muș. Băi, băi, nu se poate, mă, o pauză să spele nesâmțuta asta, bă, când mi-e scârbă, cine îmi vine, bață-le la... Bă, mușcă, bă, acolo, bă, vrei să nu ne luăm banii? Na, mușcă prin cârpa asta. Dar nu pune pot, cârpa, bă, mușcă prin cârpă. Și tu cum... Hai că nu se ia prin cârpă. Costele! Ăsta chiar mă mușcă de gât? Ăsta se transformă în vampir? Ia repede niște tacâmuri de alea de argint și fă cruce! Va, mamă, fac cu morcovi ăștia, că tacâmurile le cior din lila! De ce minți, mă, prostule, a? Ce-am făcut eu? Bă, cine faci, mă, tu prost, a? Auzi, sări, Costele, că mă fac ăsta! Excellent, excellent. Tell that to Eddie Murphy and Leslie Nielsen that are fired. So send a letter to these stupid people to come here in a week, okay? Okay. Okay? Yes. O scrisoare pentru tine, Costele. Ce, 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 Costele? Ce, lasă, două coase, pleacă de aici, pleacă de aici. Să nu te amă. Pleacă de aici, pleacă, 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 pleacă. Uite, bă, prostiile tale de ce? Păi ce scrie, bă, Costele acolo? Auzi că ne așteaptă la Hollywood peste o săptămână. Du-te, bă, de ce? Aoleu! Ce, bă, și nu te bucuri, mă? Nu poate să mă duc, bă, peste o săptămână să face țuică, bă. Că să stau lângă cazan cu satirul, că vine Mitica să-mi o bea. Ajunsăm la Hollywood? Kevin Costner, pupa-mă! Pupa-mă! Termină, fă, că nu plecăm la niciun Hollywood. Nu plecăm, a? Nu. Mă duc să fac bagajele. Ei, vezi? Hollywood e păza că venim.